Asta a intervenit telefonic. Nici măcar ziua de 1 martie nu a reușit să însenineze chipurile întristate de pârdalnicul concurs de la Eurovision. Gemenele de la Indigo împreună cu mama lor sunt la fel de supărate pe impostorii care au sabotat cu bună știință votul. În cazul lor nu s-a putut vota de către majoritatea... Cu toate acestea ați avut voturi, nu? Da, au fost voturi, dar ele au apărut nefiresc. Nici Cătălin Măruță nu este nevinovat în această poveste. Fetele l-au acuzat pe prezentatorul TV că profită de imaginea lor pentru a-și face reclamă. Scrie pe site-uri tot felul de obscenități. Da. El? Am dedus că el. Da, el se dă telefoane și vorbește în germană, înțeleg drept în emisiune. Supărate, dar nu atât de tare încât să-i reproșeze în mod direct prezentatorului TV ce aveau de reproșat. Atunci când au aflat că Măruță este în direct prin telefon... Aduceți niște acuze la adresa lui. Alo, Cătălin, ne auzi? Bună seara! Nu se poate, pare rău. Bine, vă mulțumesc, Cătălin. Da. Cătălin, mă auzi? Bună, da, vă auzi. Din păcate nu pot să vă văd. Da, îmi pare rău că nu ne vezi pentru că s-a evit un moment, i-aș putea spune, penibil. Fetele de la Indigo cred și... Cred că nu din partea mea, nu? Oarecum, să spun, nu din partea ta, evident. La auzul faptului că vei intra în emisie, mama și fetele de la Indigo au părăsit studioul VDTV. Fetelor de la Indigo și mamei lor. Nici eu vreau iar să spun... nu le dau telespectator dreptate. Telespectatorii nu le dau dreptate. Pe forumurile ziarelor și așa mai departe, nu li se dă dreptate. Și probabil nici Dieter Bohlen nu mai înțelege mare lucru.